Cum privesc moldovenii tradiția asta japoneză a sushi? Intră și întreabă, dar-s proaspete? Oameni buni, eu vă spun, tot se face de fapt, deloc. Când ai făcut comanda, le faci în repijor. Adică un rol durează cam, vreo, nu știu, 10, nu, maxim 15 minuțele. По сегодняшний день, по сей час, считаем себя лучшими, на самом деле. În oraș, cei ce sunt de bucătărie japoneză era zero. Putem să spunem așa, comparăm zero cu ideal. Așa poți să compari. Care asta și, în general, cultura japoneză? Mai mult pentru tineret sau pentru toate vârstele? Ei, pentru cei care o înțeleg. Prețul ok, calitatea super. Vrei să nu ești gustos? Trebuie să dai ruble. Și dacă tu vorbești ca un cioban, o să intri numai oi la tine, știi? Noroc, prieteni, mă numesc Marius și astăzi suntem la Sushi Viosla. Astăzi mâncăm sushi la Sushi Viosla împreună cu Sorin Maidan și Sergei Kolinovski. Salut! Băieți, vreau să vă prezentați fiecare dintre voi în 10 secunde și eu spun timer acum și să spuneți despre voi câte ceva în 10 secunde. Ok, păi permit tu, Sergei, să încep. Hai, poți. Всем привет! Меня зовут Kolinovski Сергей. Я являюсь основателем и владельцем сети, нет, не сети, наверное. Но в будущем сети. В будущем сети, да. Компании Суши Весла. Есть. Ше, домно. Салутари, я меня зовут Сорин Майдан. Ам 22 de ani și sunt și eu antreprenor, cofondator al companiei Servie Suši Vesla. Ok. Localul voi l-ați deschis recent. Până acum ați activat doar pe livrări. Cum e mai comod în pandemie? Să activați pe livrări sau în local? Cred că, din punct de vedere al comodității, a fost la livrare. Dar din punct de vedere al venitului mai mare și mai... Adică, hai să spunem, să acapărăm o auditorie, dacă vorbim despre YouTube, mai mare, trebuie să activăm de la local. Gen, ca să vină mai mulți oameni, să fie mai mult venit, trebuie să fie și un local. Adică, paralel, facem și livrări. Dar câte livrări ați avut pe zi, în medie? Păi nu știu, comenzile variau de la zi la zi, gen 30, 40, 20. Erau zile și mai proaste, zile și mai bune. Cred că cea mai bună zi a fost, nu știu, vreo 55 livrări. То есть, благодаря открытию, на самом деле, мы повысили средний чек. То есть у нас теперь клиент может посидеть на месте, попить газировочки, попить кофе и поесть в такой уютной, теплой атмосфере. Cum privesc moldovenii tradiția asta japoneză a sushi? În general, acum s-au deschis foarte multe magazine, restaurante. В общем, да, на самом деле конкурентов у нас достаточно, но мы все равно не опускаем руки и мы по сегодняшний день и по сей час считаем себя лучшими на самом деле. И по качеству, и вообще в целом по всему. Ну, да, ну, адекну, но и considerаем, чем я буду. Аша ворбешь лумя, что я вам скажу. Да, то есть нас хвалят, всем нравится. У нас есть постоянная клиентская база, есть свои постоянные клиенты. На этом как бы и акцент. Eu nu-i consider concurenți pe restul, adică sunt și niște persoane care încearcă să desfășoare o activitate. Concurență la prețuri, adică, gen, dacă comparăm preț cu calitatea, nu este. Gen, noi avem prețul ok, calitatea super. Calitate în oraș, adică după cum spun oamenii. Dar care standardul este de calitate? Standardul de calitate? În primul și în primul rând, când recepționez gustul la pește, da? Adică eu am avut, chiar din interes, am încercat peste tot. Peștele este fără gust. Gen, același somon, același ton, nu știu, țiparul și creveț și așa mai departe. Dacă peștele este fără gust, înseamnă că asta este un pește de o calitate. Adică asta spun eu, adică din propria mea experiență. Gen, eu am făcut o comparație între ceea ce facem noi și ceea ce gust eu, adică produsul lui care îl eliberează la oameni și ceea ce este în oraș. Eu consider că acolo nu e gustos. Adică nu din cauza că asta e meu și așa mai departe, adică e nostru. Dar nu mi-a plăcut, sincer. Ты пробовал в других местах, да? Я не пробовал вообще в других местах. Да, кум привез популяция, идея аста к суши. И, в general, где у меня про драгость аста пентру культура жапонеза? В Молдове, в Кахоле, собственно. Ну, кред ка, усерспун, тай Сергей, жду пастам адаук шел. Я начал работать, получается, в Пегасе. Я не думал, что на самом деле, не представлял себе, что вся вот эта японская тема, все вот это вот, то есть суши,
и они так зайдут в Кагуле, на самом деле. Очень хороший был спрос. Летом я работал, когда в Пегасе. Очень у нас было много клиентов, и всем все нравилось. И потом в какой-то момент появился Сорин. Дженс, ты, так есть чего густос, шелопрец адекват, сдай сама к вам, не особенно, что с ядека, джен, фейка ризы. Плюс ласта, гнораж, чей же сынь букатрия жапонезы, ира зеро, адек, зеро дезволтари, адек, не ми по симплу, но в руце шин вестяска, ниш форцели, ниш, ниш аста бюджету, каз дезволте аша о, о, хай спомни, аста е о арта, да? Când am făcut cunoștință cu Serghei, gen tot așa, am luat o dată, mi-a plăcut, am luat a doua oară, mi-a plăcut. Și pe urmă, adică pe parcurs au mai apărut alte tangențe între mine și Serghei. Și după care am venit cu propunerea să hai să încercăm ceva. Eu, adică eu eram zero în asta. Eu am mâncat o dată în Cahul, o dată în Chișinău și nu mi-a plăcut deloc. Și după care am luat de la el. Și când mi-ai scris de la Chișinău că Sergiu? Adică am mâncat de la un restaurant foarte renumit în Chișinău. Și era, adică nu era gustos, comparativ cu ce făcea el. Era, adică, nici n-ai cum să compari, știi, gen când este, hai, putem spune așa, comparăm zero cu ideal, așa poți să compari. Ideal cu ce ești, cu restul, nu ai cum să compari. Spune-mi de ce ați ales denumirea Sushi Vioslă. În primul rând din cauza că este o denumire haioasă. Al doilea motiv este o denumire ușor memorată de către populația noastră. Da? Majoritatea orășenilor sau majoritatea persoanelor care intră la noi în ospiții sunt vorbitori de limba rusă. Uh-huh. Și adică am ales ceva combinat. Și aveți și un logo două vâsle, da, sigur, și în logotipul nostru sunt prezente două vâsle. Adică cred că de aici au pornit în Sushi Vioslă. Dar de unde ai învățat tu arta asta culinară? Ну, я работал достаточно немало времени в России. Работал 3.5 года вот во всей этой сфере. Я обучался, работал в компании, у меня был карьерный рост. Я начинал с стажерства тоже. И был определенный карьерный рост, то есть су-шеф, шеф, то есть помощник повара в самом начале. Да, и потихонечку набрался опыта, да. Но я не думал, что я вернусь на самом деле на родину, но так сложилось, к сожалению, да. Ну, наверное, не к сожалению, а к сейчас уже к счастью. Ты что, ты из Молдовы, из Кахул? Да, я из Молдовы, я из Дин Сату, Албута Дежос, район Алтреклея. Что, какая была атрибуция там, в Суши Весла? Да, adică inițial noi când am început activitatea dată, eu mă ocupam de profilul de Instagram, și am creat un profil de Instagram, acolo am adăugat poza, am adăugat denumirea, el mi-a spus, adică mi-a dat un meniu, noi am reieșit din produsele care le cumpăram, că îți dai seama de la început, e foarte greu, gen, dacă nu-ți cunosc alți furnizori, îți dau cu preț, adică îți bagă preț mare, știi? Și am pus și noi un preț relativ ok, adică reieșit din ceea ce cumpăram noi și ceea ce facem, am pus un preț care era la început. În fine, era puțin mai mare, pe oamenii ăsta, pe unii speriau. Adică restul, care înțelegeau gustul, da? Gen care vreau să mănânce gustos, cumpărau. Eu avem grijă de livrări, avem grijă de clienți, avem grijă de profil, adică gen de Instagram, monitorizam și așa mai departe. După care, pe parcurs, am creat și un profil de Facebook. Deci, până în moment, nu am recepționat nicio comandă de Facebook. Mai mult Instagram-ul și la telefon. El deja avea grijă adică el avea grijă să aducă armonia în stomacul fiecărui cahulean. Dar care sunt clienții voștri de bază? Cum credeți? Care e audiența de bază? Dar nu diferă, adică nu pot să fac o diferență gen dintre gen vârsta de 11 ani și vârsta de 40 sau 50 de ani. Avem clienți, adică atât de la 8 ani, până la 50, 60, 70, gen toți mănâncă. Avem o băbuță de la Paivca. Sincer, adică e comandă două sau trei ore pe săptămână, porție de Philadelphia cu livrare. Dar consideri că mâncarea asta și, în general, cultura japoneză mai mult pentru tineret sau pentru toate vârstele? E pentru cei care o înțeleg. Care o înțeleg și eu, я думаю, что для всех возрастов, потому что многие балуют себя, что это такое удовольствие, очень интересное, вкусное. Asta știi ca gen cum ai cumpăra o ciocolată de la bucurie și cumperi o coronă, da? Sau, hai să spunem, o milcă. Adică, dacă vrei să simți gust și vrei să
automat să te transforme într-un, nu știu, sau nu se transform, dar să pășești într-o armonie cu altă lume, tu mănânci milca. Dacă, adică, gen, te-ai deprins să mănânci borș și tu vrei să mănânci numai borș, tu mănânci numai borș, da? Adică bucuria. Nu vreau să fac anti-reclamă. Da, tu ai spus cum ai gustat sushi prima dată, dar când a fost experiența ta, cum ai gustat sushi și ai spus că eu asta vreau să fac? Наверное, в какой-то момент я был вынужден этим заняться, просто я был в поисках работы. На тот момент я был в России, я работал в пиццерии и попутно искал себе подработку. И так получилось, что я нашел вот эту вот подработку. Я вообще не ел и не любил эти суши, все это мне не нравилось. Первый съеденный мной ролл был ролл классический с огурцом, самый обычный, который стоит копейки прям совсем. Да, мне не нравилась вся эта сырая рыба, все вот это вот. Но да, наверное, вынужден был обучиться, а потом мне это все понравилось, и потом в процессе начал есть их, и все это в целом все очень нравилось. El, dacă sincer spune, și acum nu le mănânc. Eu mai intru, știi, după o livrare ceva, să mai intru și Serioga și câte un rol și el... Poate câte un hot dog sau câte șarma. Da, cușu горячий rol, они сытные, такие интересные для меня, наверное. А так, в основном, редко кушу их, на самом деле. Eu, de exemplu, când am stat prima dată sushi, nu ne-a plăcut deloc și am zis că... Eu sper că nu la noi. Nu la voi. Când am stat prima dată la voi, mi-a plăcut și am înțeles că chiar e bun așa tip de mâncare. Cum trebuie cineva să mănânci sushi așa încât să-i placă? Cum se mănâncă el așa? Cum se mănâncă? În două balfe se mănâncă. Concret, în două fel. Cum trebuie să savurezi? Cum trebuie să simți gustul ăsta? Asta tot depinde de cum recepționează senzorii tăi, da? Adică tu dacă bagi rolul și ăla în gură și tu îi simți cașcavalul gustos, eu nu simți margarina asta care o folosesc companiile. Te cistuși sveju rybu? Companiile care știi, gen, care folosesc cașcaval mai ieftin, adică fac o economie și îți dau un preț mai mic, gen, adică omul vede, wow, acolo costă 40 de lei sau 50 de lei, hai să luăm cât mai mult, știi, să hrănim tot mahalaua. Nu e așa, gen, trebuie să, adică odată ce ai băgat în gură, tu simți cașcavalul cel gustos, tu simți peștele cel care are gust, gen, știi, îți îmbrățișează limba, știi, îți îmbrățișează, mai departe că mergi în stomac, îți îmbrățișează stomacul. Uite, atunci tu înțelegi că asta e gustos, adică tu ai rămas satisfăcut. Да, то есть я скажу, что мы не работаем с дешевым продуктом, у нас достаточно дорогой продукт на самом деле в закупке. То есть, наверное, это и играет основную роль, потому что мы не дешманим на самом деле. Хочу сказать еще что-то, есть люди, которые или не имели возможности зайти в нас, или не знают о нас, о нашей экзистенции. Они заходят и спрашивают, «Да, спроспите?» Да. Dar pe și ala și cu dânsul, gen, adică oamenii care, adică oameni buni, eu vă spun, la noi, adică nu este așa, noi venim dimineața și ne apucăm să facem multe roluri, le băgăm prin frigidere și prin validăm, tot să faci de fapt, pe loc. Gen, tu ai făcut comanda, noi am spus, depinde cât suntem de încărcați, dacă e mai lejer, le faci în repijor, adică un rol durează cam, nu știu, 10, nu, maxim 15 minuțele, dacă este liber. Dacă este mai încărcat, depinde de situație. Dar absolut tot este făcut pe loc. Pe faptul se gătăuți, da. Da. Pe loc se fierbe orezul, gen dimineața fierbem orezul, cașcavalul este păstrat ok, și, adică nu se, la noi produsele nu se rețin mai mult de 3-4 zile. Noi timp de 3-4 zile facem cumpărături, din nou. Mă rog, mă refer de avocado și castraveți, asta în fiecare zi. Dar peștele, cașcavalul, orezul și așa mai departe, el nu se rețin mult timp. Și adică nu aveți de ce să aveți o teamă, da? Că o să aveți probleme sau așa mai departe. Adică de când activăm noi, nu a fost absolut niciun caz ca cineva să ne splângă că nu a fost rău sau așa mai departe. Sau, adică gen, am avut vomă și așa mai departe. A fost ok. Au fost plângeri de la început pe preț. Oh, și preț mare aveți, că acolo cumpăr așa, la Chișinău cumpăr așa, dar vrei să mănânci gustos, trebuie să dai ruble. Tu, în general, vei din sport. Cum te-ai apucat de antreprenoriat? Am un deloc, sportul. Adică, nu cred că, da, sport să vede. O să sușile. Gen, nu are nicio tangență absolut sportul cu activitatea, activitatea asta care o am acum. Asta cred că vine din copilărie. Când eram mic, schimbam mașini, vindem mașini de astea, mă rog, de jucării. Pe urmă am crescut și, și nu s-a schimbat nimic, tot mititele și vând. Nu știu, cumpăram, vindem telefoane. Asta e adică
de la fiecare, adică de la caz la caz, la fiecare persoană e diferit. Gen, cineva e dat să citească cărți și până în ziua de azi citește cărți. Adică nu spun, am citit și eu cărți, pentru că m-am impustat, știi? Da, curaj, cu curaj, fundul era roșu dacă nu citeam. Adică asta a fost o educație ok, pentru că ca să vorbești frumos și ca să fii interesant pentru un public, tu trebuie să știi să vorbești cu el, adică să cumva să-i atragi atenția. La fel și în business-ul, da, vine clientul, trebuie să vorbești frumos cu el. Trebuie să fie o atârnare adecvată față de clienții care, adică de clienții care vin la tine să mănânci. Dacă tu vorbești ca un cioban, o să intre numai oi la tine, știi? Dacă tu vorbești ca un, hai să spunem, intelectual vorbești cu oamenii, îți dai seama că o să fie plăcerea să vină, adică omul o să aibă plăcerea să intre la tine. Și, adică, gen, nu numai să intre să mănânci la tine, o să aibă plăcerea să intre să stai de vorbă cu tine. Gen, eu mai fac, adică mai deservez și eu clienții, pe lângă personalul care îl avem, deservez clientul și adică îmi spun, hai, e loc să mai vorbim, știi? Și eu stau, da, stau lângă dâns și stăm de vorbă, știi, gen, cât mănânc ei și așa mai departe. Adică... Acum, care sunt atribuțiile voi? Tu ești, tu faci... Да, я как бы сердце кухни, получается. Uh-huh. То есть я отсюда, можно сказать, безвылазно, то есть практически не выхожу. Сурин уже вне. Да, я распунди, или кап букатерей, да, инима букатерей, распунди то, что цене де приготири, де кальтатя продусулы, де термину де валабитатя продусур, шамали парты. Я вам перспектив распунди toată alergătura, da, cu actele, clienți, livrări și așa, da, mai. Spăl podelea, gen, noi am doi spălăm podelea, știi? Când întreabă cineva, duc acolo, cu ce te ocupi? Tipa, nu mai bei cafea, stai la cuvător? Nu, eu spăl podelea dimineața, șterg mesele și așa mai departe. Нам пришлось, то есть, как-то разделить обязанности, потому что, если он будет лезть ко мне на кухню, я к нему в бумаге, допустим, или в какие-то другие дела, то это... Свій хаос. Свій хаос și... Tu ai încercat să faci sushi odată? Da, eu am încercat să fac sushi. Nu, cum să spun? Adică n-am făcut sushi la mine, pur și simplu, eu mi-am dat seama că mâinile nu cresc din umeri, ele cresc din alt far, din buzunar. A fost gustos. Și cum ai zis, cât de greu a fost să deschizi țara mea locală? Nu a fost greu, gen Sergei, mai departe, lucra, gen, el făcea rolurile, noi primeam comenzele, eu paralel făceam livrările, când avem timp liber, alergam cu actele, gen, pentru o deschidere. Nu a fost greu, adică la toate instanțele care am fost, am rămas șocat și uimit, plăcut uimit că ne-au primit așa, cu brațele ar deschis. Mi-au explicat ce trebuie să fac, ce acte trebuie să aduc. Din punct de vedere material, noi tot ce facem, adică absolut tot venitul care era, noi îl investim, nu tot, hai să spunem, lăsăm și pentru produs, mai departe, să existăm. Dar investim aici, în inimioara noastră, în sufletelul nostru, da? Am avut un proiect inițial, ne-l-a făcut un prieten care face tot facultatea la Cluj și după care, după proiectul dat, noi am schimbat, nu tot, dar ceva am schimbat, adică am făcut după noi, după placul nostru. Și avem ce avem. Și deja salariul depinde de la fiecare persoană în parte. La moment nu pot să vorbesc despre venitul nostru, da? Sau profit, sau profitul nostru, pentru că noi am investit foarte mult și noi practic nici nu am apucat măcar să scoatem ce am investit aici. Avem un salariu, avem gen, dar nici nu avem să cheltuim. Noi venim, noi zilnic suntem la muncă. Cum au fost planurile voastre inițiale și ele au corespuns cu realitatea de acum? То, что мы планировали, в принципе, то и мы и получили на самом деле. Экземпл фост, вас ошатать с фильм лукома и ушор, да или фост фарти компликат? Ну, фост компликат абсолютно лук. Да, что ну и рай ушор. Да, так, уркум, так ай доринца. Тата зилаем печар, че без выходных практически. То есть мы работали 6-1, да, и в свой выходной мы ездили за продуктами в Кишинев рано утром, то есть после тяжелых, трудных, загруженных дней, то есть, ну и так постоянно. Сейчас уже мы наладили доставку, нам Кишинев поставляет, мы только встречаем, и нам легче, проще немножко. Да, chiar și acum, gen, acum când suntem de la local, noi suntem nevoiți să mai facem, să luăm câte o delivery, simplu ca să nu, adică să schimbăm puțin anturajul. Dar și în ziua asta, noi avem mare ocazie să ne aflăm aici, mai facem curățenie, mai uităm și mai trebuie de făcut și așa mai departe, mai... adică mai facem ordine și în acte, și la bar, și la bucătărie, și așa mai departe. Deci, trebuie să ne fie plăcut să lucrăm. Asta este destinul nostru, asta este viața care am ales-o noi.
Hai acum să vedem cum se face sushi-le. Ready? Let's go! Сейчас мы подготовим экзотик ролл, всеми известный и любимый. К сожалению, приходится вот с такими вот перчатками работать, потому что для приготовления суши нам необходим винил. Винил, то есть виниловые перчатки. Так как у нас дефицит периодически в городе, мы их не находим, приходится с такими перчатками работать, но они немного неудобные, но выбора нету. Это у нас циновочка, всеми известный мат для скрутки роллов. Самый обычный. В общем, для приготовления экзотика нам нужно 150 грамм риса и половинка нори. То есть мы берем нори. Аккуратно. Раскладываем. Рис не обязательно сильно приминать. По итогу прижат, такой красивый, аккуратный, но при этом не сильно сдавленный и не спрессованный рис. То есть вот. Работаю без весов, так как рука уже набита за такое количество времени. Так, для экзотика нам нужно будет одну полосочку сыра. Сюда у нас идет манго, полосочка манго. Потом у нас идет жареный лосось, предварительно зажаренный, то есть заранее заготовлен. В производстве, на самом деле, это все делается быстрее. На камеру вам показываю более замедленно. Теперь нам понадобится авокадо. Укладываем его так, чтобы при нарезке ролла в каждом кусочке присутствовал авокадо. И вся начинка, которая есть внутри. Вот. Теперь аккуратненько скручиваем ролл. Придерживая при этом всю начинку, чтобы у нас не вывалилось ничего. Так. Так, у нас убирается. Теперь у нас такой маленький секретик, то есть, чтобы у нас слайсы огурца прилипли, мы слегка смазываем края, то есть, бока, верх. Это такой маленький секретик, да? Выкладываем аккуратненько слайсы. Так, все, уложили слайсы огурца. Теперь придали форму, при этом прижав ролл. Я делаю их в форме вагончиков. Во всех компаниях делают их по-разному, делают их квадратными, делают их овальными, делают их всякими разными. Я их делаю в форме вагончиков. Теперь нарезаем. Экзотик у нас нарезается на 8 кусочков. То есть сначала мы режем в центре. То есть потом еще раз через центр проходим. После каждой нарезки желательно протирать нож, потому что он пачкается сыром. И появляется такая вязкость, и он пачкает кусочки. И при этом невозможно, то есть, нарезать дальше аккуратненько. Так. Так. У нас экзотический ролл. Очень, очень интересненький, симпатичный. Он у нас поливается соусом терияки. Так, и посыпается кунжутом. Кунжутом двух видов. На порцию идет 10 грамм васаби и 10 грамм имбиря. У нас готовый ролл. Avem cele trei porții minunate de suși, de masă, băieți, eu cred că trebuie să gustăm. Trecem la degustare, da? Da. La partea cea mai
Cea mai interesantă. Interesantă. Cea mai binevenită, cea mai dorită parte. Cum se țin bețișoarele astea? Deci, hai tutorial de la Sorin Maidan. Lifehack-urile puteți să vedeți pe YouTube. Așa. Ok. Primul bețișor, da, gen care e situat de-a lungul degetului mare și el merge de suport, da? Tu îl prinzi cu degetul mare. A doilea la pușca pe pix. Așa. То есть один сейчас зафиксирован? Да. А одна двигается просто? Дедушку Мари фиксаза бетшору дежос, дедушку арататор, împreună cu degetul mare, gen, adică merge așa, știi, ca un clash de prins haine, știi, merge degetul mare, adică el nu merge paralel cu betișorul mare, dar merge pe diagonală, cum spunem. Degetul arătător, el deja merge paralel. Betișorul nu le-a apucat de sus și nici mai jos, nu se puteți mâncați cu ele. Așa. Mai sus de mijloc, da? Da, mai sus puțin de mijloc. Nu? Ok, hai să cercăm. Da, între timp, vreau să-mi spuneți, care sunt planurile de viitor pentru localul ăsta? Să mâncăm. Pentru localul ăsta? Păi, pentru localul ăsta noi vrem să mai adăugăm încă... Vrem să mai facem câteva schimbări. O să mai adăugăm ceva. O să facem o terasă afară. O terasă care pe timpul de vară, gen pe timpul de primăvară, de vară, e o să persist. Будем добавлять какие-то новые позиции в меню в любом случае. У нас нет фунчозы, у нас нет многих позиций на самом деле. Будем делать какие-то акции, будем делать... Да, новые позиции роллов будут в любом случае. То есть какие-то новинки, будем чем-то радовать клиентов в любом случае. Шеврет Старомани Царевич, ну вы экстените, ну... Витор, да, сигур, с катамон локал локал маймаре. Каспидем примем мульт маймулт суаспец, джин. Următoarea schimbare care urmează să o facem local dat, o să fie blatul care e situat la perete, noi îl dăm jos și o să facem mesă. O să ne servim să localizăm 3 mese în partea aia a salii. То есть, как можно больше людей разместить у нас? Да, pe viitor, sigur că o să cătăm un local mai mare, gen o să rămână exact aceeași structură, același design, doar că spațiu mai mare. Nu cred că o să închidem local dat, o să lăsăm pesta, să vedem, ne apreciem în altă ramură. Poate o să transformăm într-un magazin gen specializat în produse de mare. O să vindem somon fresh, o să vindem creveți și așa mai departe, adică o gamă largă a produselor de mare. Da, asta planuri în viitor. Da? Vine un om care nu mai mâncă niciodată sușă. Care e opțiunea cea mai bună pentru el ca prima încercare? Нет, ну мы сначала рассказываем о том, что у нас есть, что, какие роллы, какие виды, состав и так далее. И потом, соответственно, он выбирает себе сам индивидуально. Ну и мы тоже подсказываем, что интереснее, что вкуснее, что в первую очередь попробовать. Мы Филадельфию предлагаем, на самом деле. Да, мечей комбинова персональ речь. Адик джен, ноя локал, но сука, но мы мкать ничего надо. И интряба. Чини кум кынши, кари марин сфач. Сергей, дак окупав мере, găteaia mâncărilor, răspund ori eu, ori sora mea care este la fel și angajat la noi, le propun așa, ceva gingaș și ceva care să trezească o senzație foarte plăcută aici în cap, da? Când o încearcă, când o testează, automat la dânsul în cap, adică toți senzorii receptivi îi explodează. Bum! Eu mereu le propun fish mix, care este umplutura cremă de cașcaval, avocado, țipar, somon și creveți. Și deja căciuța este din avocado cu icri roșii tobicum. Da, очень такое интересное. Real, e explozie. Ori Ebi Lux Roll. Ebi? Ebi Lux, care este tot... E cald? Nu, este rece. Tot din... Adică, nu toți înțeleg rolurile fierbinți, rolurile prăjite. Noi întâi le propunem pe alea rece de cerci și după care treci la alea calde. Ebilux, căciuliță tot absolut din creveți. Și o butură care se creme de cașcaval, avocado și somon. Adică e o gamă superbă. Gen, dacă vrei să rămâi uimit și vrei să mergi acasă, poți ieși la oameni ca mâncat ceva gustos, încearcă rolurile date. Rolurile fierbinți, ele sunt mai, adică, țânsați. Gen, tu ai mâncat și tu te situați. Gen, și din asta te saturi, pentru că la noi, în primul rând, porția e enormă. Ele sunt foarte mari. Gen, e o dimensiune mult mai mare ca și este la noi pe piață. E bun.
Succes! Succes! Спасибо! Și poftă mare, nu? Da, mulțumim, am ajuns de neapucă. Să ajută pe cușuri, da? Cu o furculiță, desigur. Iar noi, prieteni, ne vedem în următoarea emisiune Direcția Succes. La revedere! Salmonella!